europarlamentar și totuși în ce domenii Republica Moldova trebuie să concentreze maxim eforturi pentru a fi siguri că în urma apariției acestui raport final în toamna a Comisiei Europene să înceapă mult așteptatele negocieri de aderare. Care sunt top 3 unde ar trebui autoritățile Republicii Moldova să se concentreze? În primul rând, mulțumesc pentru invitație și vreau să vă asigur că aici, în Parlamentul European, delegația României este pe deplin solidară cu Republica Moldova. Am fost cei care ne-am bătut imediat după invazia Rusiei în Ucraina ca Republica Moldova să fie luată în considerare pe picior de egalitate cu Ucraina, pentru că nu vă ascund faptul că au fost multe voci în Parlamentul European care vorbeau despre faptul că este doar momentul Ucrainei și am reușit ca la 23 iunie 2022 România, sigur, din partea Comisiei Europene să obțină statutul de țară candidată la Uniunea Europeană. Și decizia, sigur, a fost ratificată de Parlament, bazându-se pe avizul favorabil al Republicii Moldova, al Comisiei Europene pentru Republica Moldova. De altfel, ați văzut că atât înalt reprezentantul Borrell, cât și comisarul Varhelyi au spus că Republica Moldova a îndeplinit deja 3 din 9 recomandări venite din partea Comisiei Europene. Exact. Recomandări privind reforma judiciară și reformele instanței electorale, sporirea implicării societății civile și consolidarea protecției drepturilor omului. Dar și în celelalte domenii, practic s-a luat notă de realizarea de progrese înregistrate, în punerea în aplicare a celorlalți pași, care sunt de asemenea foarte importanți. Conform raportului Comisiei Europene, Republica Moldova este pe calea cea bună. Vom vedea cum va arăta raportul de țară în octombrie, dar noi sperăm ca negocierile să înceapă până la sfârșitul acestui an, 2023. Sprijinim obținerea cât mai rapid posibil a unei decizii favorabile începerii negocierilor de aderare, însă, așa cum am spus, depinde și de Republica Moldova, depinde de progresele pe care le face Republica Moldova. Eu cred că este momentul cel mai bun după acest summit care a avut loc la Chișinău, unde 49 de șefi de state, în Republica Moldova, la Castelul Mimi. După acest summit, Republica Moldova are această datorie să fructifice aceste rezultate și această solidaritate pe care întreaga Uniune Europeană a arătat-o la adresa țării dumneavoastră. Deci așteptăm, am spus, raportul din octombrie 2023. Noi sperăm să negocierile să înceapă anul ăsta. Există voci care vorbesc de anul viitor, dar... Dar asta ar fi unica șansă a Republicii Moldova anul ăsta? Pentru că urmează și alegerile europarlamentare? Nu ar fi unica șansă, pentru că actuala Comisie Europeană va funcționa până în noiembrie, sigur, iar nu există oameni care să fie împotriva aderării Republicii Moldova. Dar sunt, eu cred că, un moment extraordinar care necesită măsuri extraordinare. În medie, până acum, aderarea unei țări la Uniunea Europeană a durat între cam 10 ani, cam un deceniu. Exemplul României este evident. Noi am depus cererea de aderare în 95 și am devenit membru al Uniunii Europene în 2007. Dar solicităm acum o procedură accelerată. Așa. Pentru Republica Moldova, care este foarte fragilizată, care este foarte expusă și care are nevoie de ajutorul Uniunii Europene. Nu poate rămâne ca o frunză în vânt, fără o perspectivă pentru cetățenii Republicii Moldova, care și așa o duc prost, care și așa au, sărăcia este foarte mare. Acum e vară, dar probabil vor veni din nou problemele cu gazele. Deci este evident că sprijinul Uniunii Europene este fundamental
pentru ca cetățenii să se simtă parte a familiei europene. Doamna europarlamentară, ați menționat de asemenea și despre suportul României pe care îl oferă Republicii Moldova în parcursul în acest angajament european al țării noastre. Recent și premierul României a efectuat o vizită de lucru la Chișinău, unde a și spus, a venit la frații mei. Care este suportul României, pe lângă faptul că ne deschide ușile în cancelariile europene? Concret, cu ce ne va ajuta în procedura de negociere de aderare, dar și poate în alte domenii? Eu aș vrea să spun că după Revoluție, cam toate guvernele, indiferent de culoarea politică, au acordat o atenție specială Republicii Moldova, inclusiv fonduri de la bugetul României, pe lângă cele care de-abia acum au venit, vor veni fondurile de preaderare. Am vizitat și eu și școli renovate și Institutul Mama și Copilul, de pildă, din Chișinău, care au fost renovate cu bani ale Guvernului României. Dar acum cel mai important este ca România să-și intensifice eforturile de a convinge aici, la Bruxelles, pentru că în plan bilateral nu a fost niciodată o problemă. Important este să se fructifice și banii care există în programele transfrontaliere România-Republica Moldova. Gazoductul de-abia acum a început să funcționeze. Apoi a fost o dispută legată de amplasamentele podului, alte poduri, pentru că la început, în anii 90, vorbeam de podul de flori. Acum e nevoie totuși să avem mult mai multe poduri. Poduri care să... Care să lege de infrastructură, exact. Care să lege Republica Moldova de România și apoi de restul Uniunii Europene. A fost realizată în premieră, nu cu mult timp în urmă, o ședință de guvern la Chișinău. Da. În semn de solidaritate și atunci s-a semnat și contractul Ungheni, partea din Republica Moldova și partea din România. Deci, dar e foarte important și șeful statului care reprezintă România la instituțiile europene, în Consiliul Uniunii Europene, cred că nu are loc un summit în care să nu vorbească despre necesitatea de a lua în considerare și nevoile Republicii Moldova. Și eu cred că este un semn bun și natural, pentru că Republica Moldova, cum să spun, este o creație artificială, este pământ românesc, creație artificială a lui Stalin, care a luat un pământ românesc care a fost întotdeauna al României, unde s-au născut și bunica mea la Chișinău, și alipindu-l cu Transnistria, care nu a aparținut niciodată României. Exact. Deci, din acest punct de vedere, locul firesc al populației Republicii Moldova este alături de noi și este datoria noastră să, ca și dumneavoastră, să aveți aceleași șanse pe care noi le-am avut. Adică, cum să spun, generația mea, pentru că bunicii și străbunicii mei nu au mai avut această șansă de a se vedea în familia Uniunii Europeană. Dar dumneavoastră sunteți tânără și vă urez succes și sper să în curând să fiți alături, de mare alături și chiar aici, membru în Parlamentul European, de ce nu? Mulțumesc, să fie de bine. Vorbind despre Transnistria, doamna Crețu, ați menționat despre acest subiect. Suntem martori a mai multor destabilizări a celor din Rusia față de Republica Moldova. Cu siguranță nu este un secret faptul că Rusia își dorește să creeze din Republica Moldova o marionetă, astfel încât țara noastră să promoveze interesele rusești aici, pe continentul european. Vorbind despre relația Transnistria și Uniunea Europeană, sau Transnistria și Republica Moldova. Atât șeful diplomației europene a menționat despre faptul că Republica Moldova, ca și în cazul lui Ciprus, va putea adera la Uniunea Europeană, având pe teritoriul ei un conflict înghețat, rece, precum este Transnistria. Cum comentați acest lucru? Este Transnistria un impediment pentru calea de europenizare a Republicii Moldova? Da, într-adevăr, cred că declarația înalt reprezentantului pentru politică externă, domnul Josep Borrell, a fost foarte importantă. Faptul că a existat cazul Ciprului, care avea
probleme teritoriale, în sensul că o parte din Cipru este ocupată de Turcia și nu au existat probleme pentru aderare. Deci, din acest punct de vedere, și am înțeles că și doamna președinte Maia Sandu a spus că Transnistria nu este un impediment și Transnistria nici nu va fi lăsată în urmă. De altfel, Transnistria, comerțul și toate schimburile comerciale le are într-o imensă majoritate cu Uniunea Europeană, mai puțin cu Rusia, deși, așa cum spuneam, este un teritoriu care nu a aparținut niciodată României sau unui stat al UE. Totuși, oamenii de acolo, sigur că își doresc și ei o viață mai bună și sunt convinsă că își doresc aderarea la Uniunea Europeană, chiar dacă probabil cenzura este mai mare și nu se pot, probabil că frica îi face să nu se exprime. Dar ce om nu și-ar dori o viață mai sigură și mai bună? Deci, din acest punct de vedere, sigur, aceste conflicte înghețate, multe s-au dezghețat, pentru că și în Ucraina, de fapt, a fost, în primul rând, au fost aceste regiuni, Donetsk și Lugansk, în Georgia există Nagorno-Karabakh, iar în Republica Moldova, Transnistria, care s-au dezghețat după 30 de ani. De ce? Din cauza voinței libere exprimate a acestor popoare de a deveni membre ale Uniunii Europene. Și acest drept fundamental noi trebuie să-l apărăm. Și de aceea cred că Republica Moldova are o politică în ultimul timp extraordinar de bună, în sensul că a arătat voința poporului pentru aderarea la Uniunea Europeană. Și voință pe care nu o poate lua nimeni și pentru care Uniunea Europeană trebuie să o respecte. Și această voință sunt convinsă că se va materializa și în realizarea reformelor necesare pentru intrarea în Uniunea Europeană.